presiune pe el? Aș dori că sunt nervoasă să mă lași în pace și să nu te mai e de mine. Nu pot tot timpul. Acum că ați ajuns, le puteți lăsa jos. Perfect. Și nu mai pot, am mâinile rănite și picioarele și tot. Și abia așteptam să ajung la tine să-ți las asta odată. Sper pentru voi să fi meritat efortul. Da, și eu sper. Pentru că voi sunteți echipa... Orice 3, se poate întâmpla. 2... Ok. 1. Am meritat, dragii mei, da? Sper. M-am enervat eu la Gina. Că noi așa facem, ne enervăm pe rând. Noi nu facem asta zilnic, iar scoara asta nu e foarte ușor de înfășurat. E foarte ușor. Ceva de protecție putea să pună astfel încât pe viitor să poată să-și folosească mâinile. Ați făcut exact ce fac oamenii de aici. Știu. Este unor mai greu, altor mai ușor. Nu-și ne așteptam să fie ușor, dar niște chestii de protecție minime, bazice, se pot face. Păi și n-ați avut la voi în rucsac câte un plovoraș ceva sau să băgați pe asta? Eu îți dau variantă, nu trebuie să te ceri cu mine, Paul. Că aveam banderola asta, puteam să o fac așa, să-i dau ei. Nu mai trebuie să-ți vină ție ideea, păi... ți-am zis. E ca și cum ți-ar da mur în gură cum să faci proba. Nu se poate chestia asta. Eu, în locul vostru, mi-aș fi înfășurat un tricou pe mână și aș fi pus funia peste tricoul înfășurat. Mă rog, el săracul s-a enervat pentru că eu m-am enervat, eu mă enervasem pentru că... Uite, așa n-am enervat, escaladat. Important este că atunci când ne-am calmat un pic... Să vi-l prezint pe domnul de lângă mine, care se va ocupa de voi. Mulțumim! Și în a cărei casă veți dormi în această seară. Okay. Doamne, îți mulțumesc! Da? Thank you! Ok, deci nu mai trebuie să căutăm cazare? Asta este răsplata, nu mai trebuie să căutați bine, cazare. Uite-vă, Stegu! Uite-vă, Stegu! This is Sparta! Cosmin și Șerban! Yeah!